În jurul nostru există boli care se transmit pe calea aerului, pe care le poți lua doar prin respirație. Spațiile aglomerate închise pot fi o amenințare pentru sănătate. La serviciu, la cinema, în autobuz, oriunde te întâlnești cu alți oameni, aerul poate conține virusuri și bacterii. O persoană care tușește sau strănută împrăștie în aer particule minuscule de salivă sau secreții care pot conține microbi. Aceste particule pot pătrunde în nasul, gura sau chiar în plămânii persoanelor din apropiere și le pot îmbolnăvi. Uneori este suficient ca o persoană să cânte sau să vorbească pentru a împrăștia particule de salivă în aer. Dintre infecțiile transmise pe calea aerului, COVID-19 și tuberculoza sunt cele mai periculoase și dificil de tratat, mai ales în formele grave. Peste 10.000 de români se îmbolnăvesc anual de tuberculoză, cel mai mare număr din Uniunea Europeană. O persoană bolnavă de tuberculoză pulmonară poate transmite boala altor 15 persoane dacă nu știe că este bolnavă sau nu se tratează corespunzător. Tuberculoza se vindecă în 6 până la 24 de luni, dar, cel mai important, poate fi prevenită. Noul coronavirus se transmite mult mai ușor decât bacilul tuberculozei sau alte virusuri, iar în lipsa măsurilor de prevenire poate fi fatal. Atât tuberculoza cât și COVID-19 pot avea efecte negative pe termen lung, chiar și după vindecare. Nu sunt virusuri sau bacterii, dar la rândul lor, factorii poluanți din aer afectează sănătatea. Pulberi în suspensie, gaze de eșapament, emisii de la combinate chimice, substanțe rezultate din arderile a tot felul de materiale, toate acestea te pot îmbolnăvi. Poți verifica pe internet calitatea aerului din localitatea ta și poți cere autorităților locale să ia măsuri dacă nivelul de poluare depășește limitele maxime acceptate. Pune sănătatea pe primul loc, mergi la medic. O campanie de informare derulată de Fundația Romanian Angel Appeal.